Trecem la categoria ELO 2000-2100. Locul întâi, Mihai Pachia. Din Timișoara. Locul 2 la această categorie, Suciu Dinu Simi, Acarechinu. Trecem la categoria ELO 2100-2200. Locul întâi, Spring Ferenc din Ungaria. Locul 2 la această categorie, Stegariu Alexandru. Mai urcăm puțin în sus la ELO și trecem la ELO 2201-2300. Locul 1 din Franța, Carl Strugnel. Locul 2 la această categorie, maestru internațional Codruț Florescu. La categoria 2300-2400, locul 1 din Republica Moldova, Iulian Baltac. Maestru internațional Iulian Baltac. Locul 2, băimăreanul Andrei Bonte. O să trecem acum la premierea în clasamentul general. Aici vin grosul banilor, să zic așa. Și o să începem cu locul 10. Să rog pe domnul Zăhoi din partea mea să facă premierea la primii 10 clasați. Pe locul 10, marele maestru Danilo Milanović din Serbia. Locul 9, maestru Fide Tiberiu Georgescu.
Locul 8 în clasamentul general, marele maestru Marius Manolache. Locul 7 din Ucraina, maestru internațional Constantin Tarlev. Și un premiu de 1783 de lei, poate să zic și sumele. Pe locul 6, din Ungaria, maestru internațional Andraș Mezaros. Pe locul 5, marele maestru Sabo Gherghei. Locul 4, marele maestru Andrei Murariu. Ajungem și la podium. Locul 3, maestru internațional din Islanda, Dagur Arngrímsson. Pe locul 2, maestru internațional din Franța, Gabriel Batalini. Și în ultima instanță am ajuns la locul întâi, câștigător acestei ediții Arad PAP România Open, care este nimeni altul decât câștigătorul de anul trecut, marele maestru Balog Imre din Ungaria. Vă rog să nu plecați, urmează cel mai important premiu, Lucky Loser. Până atunci, permiteți-mi să mulțumesc echipei de arbitri, în frunte cu arbitrul internațional aici de față, Radu Chirilă. Arbitru FIDE, Mihai Partenie.
care a fost arbitru șef la secțiunea de copii, arbitru vide din Unicula, pe care o să-l regăsiți în multe, multe, multe interviuri și reportaje pe site-ul aradopen.com, arbitru vide Ciprian Muntean, chiar dacă a plecat, și arbitru național Dorian David. Aș vrea să mulțumesc totodată și tuturor colaboratorilor mei de la Clubul Vados care m-au ajutat în organizarea turneului. Domnul Florin Bălăceanu, domnul Florin Petruse, domnul Florin Poltic, domnul Dumitrică, domnul Săgăleanu și tuturor celorlalți care au făcut ca activitatea noastră să se desfășoare în bune condiții. Să vină cineva să procedăm tragerea la sort, o să tragem cifra sutelor. Vom lua ca punct de reper lista de start în ordine alfabetică. Hai și trage aici din numerele astea două, da? Numărul 1. De la 1 la 183, da? Pentru cifra 10-lor să vină cineva să... David Bălăceanu, câștigătorul secțiunii de 12 ani de ieri. Cifra 10-lor 0. Deci avem în vedere jucătorii de la 100 la 109. Să vină cineva pentru cifra unităților. Până atunci eu o să vă spun care sunt jucătorii de la 100 la 109. Mihai Leonora, Danilo Milanovic, Milian Marius, Miruța Ștefan, Mladenovic Ștefan, Moldovan Gheorghe, Moldovan Rareș, Morea Georgiana, Moze Șervici și Müller Wilhelm dintre aceștia. Doi? Haide, o lăsăm pe domnișoara, da? Poate mai e nevoie, nu pleca, nu pleca. Hai, desfă-ne unul. 0 cu numărul 100, doamna Mihai Eleonora. Vreau să vă mulțumesc la toți pentru participare. Sper că v-ați simțit bine la Arad. Sper să ne vedem și la anul număr cât mai mare. Vreau să mulțumesc încă o dată tuturor celor care ne-au ajutat, sponsorilor firmei PAP România, celorlalți parteneri, Aret, Opel, La Fântâna, Sardori, Event Solution, sunt mulți și eu aici, să nu greșesc. Așa, sper că n-am lăsat pe nimeni pe din afară, mulțumim mult!